Da, este firesc ca primăria municipiului Iași să fie parteneră în consultarea populației cu privire la plantarea teierilor din nou pe bulevardul Ștefan cel Mare. În schimb, trebuie să avem în vedere și alți factori. Care sunt costurile, care este impactul asupra, urbanistic vorbind, asupra zonei. Va trebui să întrebăm specialiștii când se vor monta tei, pentru că dacă montezi într-o perioadă în care nu este posibil, atunci ei se vor usca și vom ajunge din nou la un șantier continuu pe bulevardul Ștefan cel Mare. Avem nevoie de mai multe răspunsuri, momentan mă abțin, dar până pe data de 25 septembrie, când va fi votul final pentru consultarea populației, voi vota cu siguranță. Dar trebuie spus că această campanie, această consultare publică, cum o numesc, e de fapt mai mult un sondaj, nu a fost opinia noastră, ea a venit din partea primăriei, noi rămânem în continuare pe ideea că ea și-ar fi avut rostul înainte de tăierea copacilor. Nu întreb oamenii dacă îți permis să repare o greșeală, pentru noi chestiunea asta e tranșată. Da, greșeala există și ea trebuie reparată prin replantarea tăierilor. Acum, noi n-am putut face altceva decât să fim de acord cu acest demers, pentru că ne-a fost pus în brațe. Deci toate voturile de pe petiția online și de pe pagina de Facebook vor fi numărate pe 25 septembrie, înțeleg. Așa ne-a asigurat domnul Chirica. Ați votat pentru replantare sau? Da, pentru replantare de tăier. Eu am fost la manifestă. De ce? Păi ceva tradițional în orașul, cartierul, nu? E corect să fie fost. Ce au fost chestii? Nu vreau să mai văd astimoanele astea. Deci ați votat pentru replantare? Și absolut. Cum ați votat? Pentru replantare? Da. De ce? Treaba. Cum ați votat? Ce să lăs așa cum este. Să nu-și mai cheltuiască niște bani aiurea. S-a făcut greșeala că s-a scos. Banii și ei care trebuie să cheltuiască să se folosească în fundațiile astea pentru copii, pentru bătrâni. Deci nu pentru replantare? Nu, pentru să fie banii pentru bătrâni și copii înăcăjiți. Pentru replantare sau... Am votat pentru replantarea teilor. Îmi pare rău că s-o tăiat. Îmi pare foarte rău că acum să mai investesc niște bani care s-ar putea face altceva din banii ce. Am și eu unde să... Sănătatea ta. Și să oferi și pizza și pizza. Nu, da, niciun pizza. Astea sunt ca să completeze. Sunt pizza pentru ca să completeze. Pentru ce ați votat, dacă ne puteți spune? Pentru replantare sau...